educația din România primește bani pentru anul 2023 după principiul lasă că merge și așa. Dar așa nu mai merge. Părinții urăsc școala, elevii urăsc școala, profesorii se simt tratați cu dispreț. Bugetul alocat educației de doar 2,1% din PIB, doar în comparație cu anul 2019, pierde peste 13 miliarde de lei. Nimeni din guvernul României nu pare să-și mai aducă aminte că a existat o promisiune publică de a aloca 6% din PIB domeniului educației. Dacă socotim rata inflației pentru anul 2023, puterea de cumpărare a profesorilor din preuniversitar și universitar va scădea. Nimeni nu va mai veni către cariera didactică. Banii alocați pentru programe de tip masă caldă sau decontarea transportului elevilor rămân insuficienți. Doamna ministru Ligia Deca are vorbe mari despre educație, dar faptele rămân foarte mici. Nu poate fi numit triumfalist un buget acoperitor această sumă alocată pentru cel mai important domeniu al statului, și anume educația.